Vă rog. 7. Doi și cu 6. Doi. Sunt într-o lecție de matematică. Nu știu dacă mă vedeți acum. Ios. Da. Da. Da, uitați, facem așa, dar eu sunt în lecție acum, sunt la Prof Online TV, sunt în lecție, sunt în direct acum și nu am cum să stau de vorbă. V-am răspuns doar atât și rămânem mai târziu să mă sunați. Eu ies de la lecții în jur, da, dincolo de ora 9. Nu, dincolo de ora 21. Bine, vă salut. Așa. Deci tu ai spus acum că rezultatele sunt diferite. Da. Și asta e panică în sufletul nostru acum. Undeva am greșit. Deci să se recunoaște, nu? N-avem cum. Te-am sunat eu, dar eu știi prostie ce. Așa. Știi, cum gândim aici? Că mi se pare foarte tare. Trebuie să descoperim greșeala. Da. Asta e fantastic. Nu am pus 6, oare? Nu am pus 6 sau 1? Nu, ca nicio cifră nu e aici corectă. Nu știu ce să spun. Cred că am să mai iau mulțirea asta cu 3. 3 ori 8? 3 ori 9. 27. 72. 3 ori 8. 3 ori 8. 24. Și cu 2. 24 și cu 2. 26. 6 și 2. 3 ori 5. 3 ori 5, 15. Și cu 2. 17. 17. Wow! Păi da. Aici a fost panică. Aici a fost o chestie. 17. Că am adăugat 6. Păi o greșeală. Vezi, nu l-am tăiat mai devreme. L-am lăsat și l-am luat acolo. De aceea reluăm. Deci 2 ori 9. 2 ori 9. 18. Și din asta s-o luăm. 2 ori 8. 2 ori 8. 16. Și cu unul acela 17. 17. 2 ori 5. 10. 2 ori 5, 10. Și cu 1? Și cu 1, 11. Hai încă o dată, 3 ori 9. 3 ori 9, 8, 27. 7 și 2. 3 ori 8. 3 ori 8, 24. Și cu 2 ori? 26. 3 ori 5, 15. 3 ori 5, 15. Și cu 2? 17. Se pare că n-am greșit. Acum s-a adunat 8. 8, 4, da. 1. 1 îl păstrăm, da, 1 și cu 1 ăla, 2 și cu 6, 8, 8 e bine, 1 și cu 7, 1 și cu 7, 8, și 1 rămâne, da? Da. Vezi? Greșisem cu 1. Dar nu m-a dat corect. Tot m-a dat corect. 18 ne-a mai apropiat. Ce de mai apropiat, dar e vorba de 18.000 și 16.000, vreo 2.000 diferență, nu? Mai mult de 2.000. Hai să mai reluăm încă o dată. 589 ori un 10, 5890. Hai să estimăm aici. 589. Ca idee, 589 sau 5890. Ar fi bine să le punem unele sub altele. O să fie greșit la asta. Așa ar fi mai greu. 0, 27... Mă, dar era plus aici, mă. Trebuia să adunăm, mă, nu să scrie. Și voi ați pus plus. Și eu am pus plus, minus. Asta e, mă. Ia să le adunăm, nu să le scădem. Nu să le scădem. Asta era. Ne va da rezultatul dinainte. Ia să vedem. 8 și cu 0. 8 și cu 0. 8 și cu 8. 7 și cu 7. 14, 4. Cum nu scrieți? Da. Asta nu mai complicat.
6 și cu 6 și cu 1 ăsta, 7 și cu 1 8. 8. Și 7 și cu 1 8 și 1 rămâne. Da, 8.000 18.000 848. Este bine. Este același rezultat. Numai că ați greșit dumneavoastră. Eu am greșit, așa este. Acum, aș vrea să-ți propun să facem 589, 589 ori 29. 589 ori 29. Cât 589 ori 29. Ori 29. Nu, am făcut mai înainte cu 29. Păi, dar era altceva. Nu era 589, era 400. În paranteză, nu. 589 ori 30 minus 1. Asta e, mă. Face 589 ori 30 minus 1. Și ori 30 știm? Deci egal cu 589. 589 ori 30. Ori 30 minus 589. Spune-mi tu dacă știi pe 589 ori 30. Da! Cât este 589 ori 30? 17.670. Asta! M-am legat de problema de sus. Sigur că da. Am văzut-o pe avem deja 17.670 minus 589. Și minus 589 cât face? Ia să vedem. Face 769. Da. Tiramisu se poate. 1. 8. 8, foarte bine. 0. 0, 71. Citește numărul. 17.081. 17.081. Hai să începem să ne oprim, nu? Că ai zis câte zici ceasul. Nu, stai, spune bine, Davide. Da? Trebuie să faci, spune bine. Bine. Hai să vedem. Hai să facem asta, 589 ori 29, viteză maximă. Yeee! Da? 589. Și să vedem dacă de aceeași rezultat. 589 ori 29. 29 de sus. Da. 9 ori 9, 81. 1 și 8. 9 ori 8. 8. Nu sunt clar. Nu ți-e clar, nu? Nu. În ce 64? 64. Nu scriu acolo, că când nu ești sigur, trebuie să facem o tatonare, da? Bine. 9 ori 8. Deci 9 ori 4 egal 9 ori 4 plus 4. 4 plus 4. Și egal. Adică 36 plus 36. 36 plus 36. 2. 2. 7. Da. 72, da? Da. Da, dar mai puteai face și altfel. Una are 8 ori 9. Poate fi privit ca fiind 8 ori 10 scăzut 1. Da. 7 ori 10, 80. 80 minus 8. Minus 8, și 80 minus 8? 72. 72. Deci nu, nu știam cum venit. Deci asta spun, am mers foarte bine. Hai să spune aici. Că să facem tabla înmulțirii. Tabla înmulțirii. Sau înmulțiri din diverse variante. Tabla înmulțirii. Înmulțiri. Ținerea a două numere în diverse numere prin descompunere și direct. Da? Tabla înmulțirii, înmulțirea a două numere prin descompunere și direct. Cam asta pot. Să vedem tabla repede.
La revedere! La revedere, dragi! Să nu uitați de like și share și să vă abonați la Prof Online! Să spun la revedere! La prieteni, la peste tot, am vorbit noi așa! La revedere!